După ani de zile de neînțelegere asupra situației centurii ocolitoare a Zalăului, Primăria Municipiului Zalău și Ministerul Apărării Naționale au reanalizat situația poligonului care împiedică continuarea lucrărilor. Primarul municipiului Zalău, Radu Căpâlnașiu, a participat la începutul săptămânii la reuniunea Comitetului Director al Asociațiilor Municipiilor din România, care a avut loc la București. Cu această ocazie a readus în discuție proiectul șoselei ocolitoare a Zalăului și pare să fie ajuns la un acord cu Ministerul Apărării Naționale. Încă din 2010, când a fost finalizat primul tronson al șoselei, lucrările la cel de-al doilea tronson al centurii ocolitoare sunt amânate din pricina unor neînțelegeri între Primăria Zalău și MAPN, de la faptul că șoseaua trece chiar pe lângă poligonul de tragere al armatei. Edilul Zalăului a cerut într-o discuție purtată la guvern reanalizarea situației în scopul primirii avizului pozitiv din partea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, fără a se reveni la soluția propusă în urmă cu 10 ani, în 2006, având în vedere că între timp în zona vizată s-au construit imobile și un număr mare de proprietari ar fi afectați. În baza avizului, CNDR va reactualiza situația existentă și se va reface documentația necesară. În ultimul rând, un lucru important, la vizita pe care am făcut-o în București, vinerea trecută, a avut ca scop și clarificarea unei situații generate de un aviz negativ eliberat vinerea trecută de către Ministerul Apărării Naționale, după mai multe discuții avute în cursul acestui an, de la începutul acestui an, în care spuneau că și s-a solicitat inclusiv de către premier reanalizarea situației poligonului de la Zalău și care împiedica până la urmă realizarea șoselei de centură. Un fapt foarte important de menționat ar fi că proiectul centurii ocolitoare a Zalăului a fost inclus în master planul general de transport aprobat de Comisia Europeană, situat pe poziția a șasea și urmează să fie finanțat din fonduri europene prin programul operațional Transporturi. În lipsa centurii ocolitoare, traficul greu se desfășoară pe singurul bulevard din Zalău și străzile Tudor Vladimirescu și Coșut, cauzând supraaglomerarea traficului și uneori accidente.